Partidul Național Liberal a dat startul campaniei electorale în Ialomița. Însoțit de membrii și simpatizanți PNL, președintele organizației județene, Gheorghe Tinel, a luat la pas străzile din Slobozia și le-a împărțit trecătorilor pliante cu realizările celor 5 ani de mandat ale președintelui în funcție, Klaus Iohannis. Lupta permanentă cu PSD, cu legile antijustiție, dar și încrederea internațională de care se bucură România datorită acțiunilor președintelui Iohannis în plan extern sunt doar câteva dintre motivele pentru care electoratul ar trebui să-i acorde votul pe 10 noiembrie. E cel mai bun, n-am nicio nevoie. Da? Da? Ofertă politică. Cea mai serioasă ofertă politică. Așteptăm la vot. Iohannis? Noastră în cabină sunteți suveran, faceți ce vreți, doar că noi vă prezentăm cea mai bună ofertă. Sperăm ca această ofertă să vă convingă până la alegeri și să vă susține și noi. Este un om respectat, este un om care ne reprezintă cu, cu brio și care ne ajută să ne ducem obiectivele ca țară la îndeplinire. Oamenii au putut vedea că timp de 3 ani de zile singura instituție sau una dintre puținele instituții care a ținut piept unui guvern irresponsabil a fost instituția prezidențială în frunte cu condusă în momentul de față de președintele Klaus Iohannis. Avem obligații față de oameni, avem obligații față de președinte, avem obligații față de țară să mergem, să explicăm, să-i facem pe toți să înțeleagă că e nevoie ca președintele să-și urmeze și al doilea mandat pentru a duce la capăt reformele care trebuiesc să se întâmple în România. Președintele PNL Ialomița este încrezător în victoria în alegerile din 10 noiembrie a lui Klaus Iohannis. Președintele Iohannis va fi președinte cu un procent zdrobitor în turul 2, undeva la 70%. Eu sper să fim în pole position la sfârșitul campaniei electorale, atunci când se numără voturile, și organizația Ialomița să se mândrească cu un rezultat bun. Responsabilitate, prestanță, apreciere internă și internațională în mod deosebit, echilibru în funcția publică, implicare acolo când a trebuit și unde a trebuit. A fost un fel de pompier în plan intern și, încă o dată spun, o apreciere deosebită în plan internațional. În timpul campaniei electorale, liberalii vor lua la pas localitățile județului și vor vorbi cu oamenii, astfel încât rezultatul la urne să fie și în Ialomița unul foarte bun.